Eu sunt Teo și bine ați venit să revenim pe canalul meu de YouTube. Încă de la finalul anului mă tot gândeam să fac un clip despre cărțile citite în 2020, însă mi-a fost foarte greu să mă decid asupra unui număr de cărți și asupra unor titluri pe care să le includ în acel clip, pentru că am citit aproape 50 de cărți și aceia dintre voi care sunteți cititori, care chiar citesc, probabil știți sentimentul de a nu putea alege între cărți și așa că m-am decis să vorbim astăzi despre 5 autori pe care eu vi recomand să îi încercați, autori majoritatea descoperiți anul acesta, mă rog, anul trecut de fapt, eu încă trăiesc în 2020, nu mă luați în seamă, autori descoperiți anul trecut și care mie mi-au făcut anul mai bun și pe care vă recomand și vouă să încercați și să le dați o șansă. Sunt autori care au mai multe volume scrise, de asta am și ales, adică nu am ales autori de la care știu doar un titlu și atât. Am încercat să aleg autori nu neapărat consacrați, unul dintre ei este, dar autori de la care să puteți găsi, de la care să puteți lua mai multe cărți, ca să mă fac mai bine înțeleasă. Mă gândesc că anul acesta să fac și alte clipuri în care să includ, nu știu, eventual cărți pe diferite teme, mă rog, teme, genuri, thrillere, romansuri, dezvoltare personală și ce am mai citit eu, astfel încât să reușesc să citesc, să vorbesc despre cât mai multe cărți. Despre unele dintre ele am vorbit, când am vorbit despre cărțile despre Holocaust, de exemplu, și puteți să mergeți și la clipurile, la restul clipurilor despre cărți, pentru că sunt toate puse într-un playlist, dacă nu mă înșel. Probabil ați văzut că sunt destul de organizate și pe YouTube cu playlisturile, dar cred că e mai ușor pentru voi să le urmăriți și da. Ca să nu mă mai lungesc foarte mult, eu zic să intrăm în pâine cu clipul acesta. O să încep cu o autoare consacrată și pe care eu am refuzat să o citesc mult timp, fiind vorba despre Agatha Christie. Asta e singura carte, din păcate, pe care o am la București, pe restul le-am dus acasă după ce le-am citit. De fapt, le-am lăsat acasă pentru că le-am avut cu mine în vacanță de iarnă. Și asta e o carte pe care am început-o, dar n-am terminat-o încă, am început-o mai de mult. Dar ideea cu Agatha Christie e că undeva prin clasa 7, mi-aduc aminte că eram eu la o națională de istorie și, mă rog, profa mea era prietenă cu o profă din alt județ, care tot așa, mă rog, prin intermediul lor, ca să zic așa, mă împrietenisem cu un tip care era pasionat de Agatha Christie. N-o s-o niciodată chestia asta, cum ne plimbam noi prin Lugoj și ne-am oprit într-o librărie și am văzut acolo, oh my god, Agatha Christie arată bine cărțile astea și mi-am luat vreo 4 atunci, care nu știu unde s-au evaporat, dar nu le-am mai găsit acasă, posibil să fie prin pod. Și atunci n-am ajuns să citesc niciuna din cărțile acelea, pentru că, nu știu, probabil la mintea mea de 13 ani nu păreau tocmai foarte interesante, mă gândesc. Dar anul acesta l-a prins obsesia de Agatha Christie pe prietenul meu și mi-a insuflat cumva și mie chestia asta și tot auzindu-l pe el că citește cărți în continuu de la Agatha Christie, deci pe bune, în continuu, cred că a avut vreo 2 luni care a citit doar Agatha Christie. Și am zis, băi, hai că mă apuc și eu, adică, na, știam că am o carte pe acasă, am luat-o pe aia, am citit-o, am zis, nu e rea, îmi place. Și cumva am continuat, cred că asta ar fi, patra carte de la ea de care m-aș apuca, sau cincea. În fine, ideea e că mi-am dat seama că e un scriitor care își merită numele și, mă rog, nu numele în sine, că e numele ei până la urmă, dar își merită renumele, mai bine zis, și chiar are un stil așa, like, sunt thrillere, dar sunt thrillere care nu sunt de acelea clișeice, adică eu am rămas, cel puțin la ultima carte citită, Crăciunului Poirot, am rămas mască, like, cum, Doamne, iartă-mă să te gândești la așa ceva? Luasem în calcul orice altă variantă, deci mă așteptam să se întâmple ceva din ceea ce mă gândisem, cu toate că nu puteam să preconizez ceva concret, dar luasem așa în calcul vreo 3-4 variante. Ei, n-a fost niciuna dintre ele, a fost complet altceva. Deci are un stil foarte, foarte, foarte fain, cel puțin din punctul meu de vedere, care sunt fana cărților thriller, cu crime, cu detectivi mai nou
și chiar mi s-a părut foarte faină și mi se par faine cărțile ei. Din ce am mai citit ar mai fi Ucigașul ABC și Moarte în Nord. Astea le-am citit, mai am și Moarte pe Nil, cred, dar urmează să o citesc. De fapt și asta ar trebui să o am pe aici, undeva pe la București, dar n-am mai stat să mai caut, asta mi-era mai la îndemână. Ideea e că dacă n-ați citit niciodată o carte de la Agatha Christie, give it a try și spuneți în comentarii apoi cum vi se pare. Știu că poate nu e potrivită pentru toate persoanele, pentru că unii poate nu sunt fani thriller, asta e. Unii sunt fan fantasy, unii sunt fan SF, cărți pe care eu nu le agrez, de exemplu. Nu știu, mi se pare că am depășit cumva faza aia de Divergent și chestii cu vârcolaci și nu mai știu ce se întâmplă acum în cărțile fantasy, dar am depășit cumva perioada aia și nu mă mai atrag atât de tare. Cum poate există persoane de 30 de ani care sunt atrase de cărțile astea și e perfect normal, adică până la urmă e important să citești ceea ce îți place, chit că poate sunt cărți controversate sau sunt cărți care mulți spun că poate nu sunt de calitate sau chestii de genul. Până la urmă e important să citești și dacă găsești o pasiune în a citi, do it, pentru că până la urmă te ajută să te și relaxezi și e o acțiune, mă rog, e o pasiune de fapt, care are un impact bun, benefic asupra noastră și da, trecem mai departe. Următorul autor, ca să-mi vină cumva lucrurile, este un autor de, aș spune romansuri, dar nu e chiar romans, e ceva împreunat cu lifestyle și e vorba de Agnes Martin Lugand. Dacă îmi urmăriți daily vlogurile, probabil ați văzut că citeam cartea aceasta, mai am în momentul în care filmez clipul ăsta vreo 30-40 de pagini și chiar sunt curioasă cum se termină. Ideea e că i-am citit toate cărțile apărute și, bine, poate am sărit peste una sau, cred că pe una am început la un moment dat și am renunțat pentru că nu mă atrăgea, aia a fost singura. În rest, cred că le-am citit chiar pe toate, le-am pe toate acasă. Și pasiunea cu ea mi-a venit datorită surorii mele, care a descoperit cărțile și care devenise fană. Și apoi a citit și mami, mi-a spus că sunt faine, citește-le și tu, le-am citit și eu. Și i-am spus, da, ok, cred că undeva în carantină le-am descoperit pe astea. Ea e autoarea cărților, mă rog, cărții Oamenii fericiți citesc și beau cafea, care cred că e o carte destul de consacrată, a fost undeva în top în 2018-2019, ceva de genul, cred. Și chiar e faină. Eu pe aceea n-am citit-o până de curând, pentru că n-am vrut să o citesc. Eu de obicei nu prea sunt genul care să se conformeze trendurilor. Și aici mă refer și la haine, și la cărți, și la filme, și la tot. Și la seriale. Adică de obicei, atunci când apar și e mare tantam cu ele, nu prea îmi vine să mă apuc nici să le citesc, nici să le văd, nici să le port, ca să acopăr așa toate ariile. Dar ulterior am zis că dacă tot mi-au plăcut restul cărților, hai să încerc și pasta. Și chiar e o autoare care are o perspectivă, nu știu, diferită. E franțuzoaică tipa, dacă nu mă înșel, și cumva, nu știu, o să vedeți și multe lucruri din cultura franceză, somehow, sau cel puțin din obiceiurile lor, sau... Mie chiar mi-a plăcut și vi le recomand din nou, încercați una dintre cărți și vedeți cum vi se par. Nu știu exact ce să vă spun concret despre ele, pentru că cărțile eu o să vedeți că sunt genul ca și cele ale Agathei Christie, pe care le citiți, dar apoi uitați exact cine e, pe cine a omorât, cum îi chema și toate astea, pentru că se simte stilul autorului, se simte și cred că e cumva și normal. Deci nu aș ști acum să vă spun exact că în cartea aia se întâmplă X și Y. Aș ști să vă spun eventual în cartea asta cu Oamenii fericiți citesc și beau cafea, pentru că am citit-o de curând, sau una asta. Dar dacă mă întrebați de o carte citită prin februarie, probabil nu o să mai mi-aduc foarte multe chestii aminte, dar sunt niște cărți plăcut de citit, da, înțelegeți voi, și pe care vi le recomand, give it a try, sau give them a try, și spuneți-mi în comentarii dacă știți vreo carte de la ea, poate împărtășim niște idei despre ele și mai spuneți și voi ce cărți mai știți de la această autoare, cu toate că, din nou, nu cred că mi-a scăpat vreuna. Trecem mai departe la o autoare a căror cărți sunt toate la Severin, din păcate. Este vorba despre Hannah Lee, care activează la editura Stylish Book, care, din punctul multora de vedere, nu e, nu știu, e destul de controversată, pentru că multe cărți sunt plus 18 și oamenii probabil nu sunt de acord cu treaba asta. Dar are o serie Vecinii, care chiar mi se pare...
cel puțin cărțile 1, 2 și 4 mi-au plăcut foarte mult și mi se par cumva că nu sunt genul de cărți romance clișeice, sunt altceva. Și chestia asta m-a făcut cumva să o includ în seria de astăzi. Probabil v-ați dat seama că îi citesc cărți destul de diverse și nu mă interesează dacă X sau Y spune că cartea respectivă e nașpa sau e de rahat sau că nu e calitativă sau că bla bla bla. Adică citesc ce-mi place și poate să fie thriller, romans, psihologic, de dezvoltare personală și orice mai face mie plăcere. Până la urmă nu cred că ar trebui să judeci un om după ce citește. Pentru că, din nou, pot să fie cărți din diferite arii. Și un om care citește, nu știu, Dostoevski, poate să-ți citească și ceva de gen, un roman sau mai știu eu ce. Adică nu vă neapărat că ar fi o chestie pe care să te bazezi când caracterizezi pe cineva. Dar trecem peste. Ideea cu cărțile este că sunt cărți romance, da, sunt romansuri. Dar sunt alt tip de romansuri și, mă rog, vi le recomand acelor dintre voi care aveți cel puțin 17 ani pentru că cărțile sunt... Deoarece cărțile sunt plus 18 ani și unele conțin niște scene destul de explicite și, na, sunt plus 18 cu un anumit motiv. Așa că dacă sunteți mai mari și vreți ceva ușor de citit, pentru că se citesc foarte ușor, cred că o carte din aceea o citiți și într-o zi fără să vă chinuiți prea tare, și dacă vreți o lectură ușoară care să vă relaxeze după o zi de învățat, vi le recomand. Eu știu că sesiunea trecută eram nebună cu cărțile la Stylish pentru că se citeau foarte repede și era ceea ce aveam eu nevoie, ceva ușor de citit și care să distragă cumva atenția de la toată nebunia cu sesiunea. Și m-am refugiat cumva în ele și, na, probabil asta o să fac și anul acesta. Am niște cărți pe care vreau să le citesc. Am multe cărți pe care vreau să le citesc și săracele așteaptă acolo. Și eu nu mă pot ocupa de ele pentru că sesii, stresii, nebunii. Și trecând mai departe, la cea de-a patra... Nu cea de-a patra carte, cel al patrulea autor ar fi Eric Emanuel Schmidt, de care v-am mai vorbit eu aici, o carte pe care n-am citit-o. Din nou, restul sunt toate la Severin. V-am mai spus că toate cărțile pe care le citesc le duc în general la Severin, pentru că aici nu mai am loc, nici acolo nu mai am loc, dar acolo măcar pot să le pun în pod, dacă e cazul. Și este un autor pe care probabil mulți dintre voi îl știți pentru cartea Oscar și Tanti Roz, de care v-am vorbit și eu mai de mult și care cred că a fost prima citită de la el, care mi-a plăcut extraordinar de mult. Nu pot să vă exprim exact de ce, dar sunt niște cărți care te pun cumva pe gânduri și care îți dau poate o altfel de perspectivă asupra vieții și, nu știu, dacă îți place Schmidt, probabil să te apuci să-i citești toate cărțile, cu toate că nu toate sunt atât de populare sau atât de interesante, pentru că și eu de la el cred că am mai citit vreo alte 2 sau 3 cărți. Am citit cea mai frumoasă carte din lume, care e un volum cu novele, și am mai citit și Cei doi domni din Bruxelles, care noi un volum cu novele. Și, mă rog, mai am Pasta, mai am și Bărbatul care vedea dincolo de chipuri și cred că încă una, dar acelea din nou la Severin, pentru că n-am apucat să le iau de acolo. Mai fac și prostia asta, mai ales că știam că am aici destule. Dar o să le citesc cumva probabil anul acesta. Ideea e că e un autor diferit de ceea ce se găsește în general pe piață sau mie așa mi se pare. Și e un autor care mie mi-a atras atenția, din nou l-am descoperit tot datorită prietenului meu, avantajul de a avea un iubit care citește și căruia îi place să citească. Și vă recomand să încercați o carte, cel puțin de la el. Clipul ăsta efectiv vă spun ce mi se pare mie interesant și mai mult decât tare a vă recomanda să le citiți, nu prea pot să fac. Pentru că, fiind vorba despre un autor în sine și despre o carte, nu prea pot să intru foarte mult în detalii. De exemplu, la Oscar și Tanti Roz, încă țin minte că e vorba despre un băiețel bolnav de cancer, cred? Știu doar că era pe moarte. Și e, practic, exprimat dialogul lui cu Dumnezeu prin intermediul lui Tanti Roz. Și, mă rog, e heart-touching, dar e o carte frumoasă care chiar merită citită. Și ultima carte despre care, de fapt, ultimul autor despre care aș vrea să vorbesc e din nou un autor pe care nu l-am aici. Și pe ale cărui cărți cred că le-am citit pe toate, cu excepția uneia care a apărut relativ de curând și este vorba despre Colleen Hoover. V-am mai vorbit despre ea și anul trecut și în
pe Insta de multe ori și știți că sunt mare fană și probabil toți cei care au încercat măcar o carte a ei au devenit dependenți de ea. E, nu știu, din nou, se simte stilul ei în cărțile pe care le are și e normal, dar sunt niște romansuri foarte, foarte wow. Adică nu sunt genul de romansuri clișeice, cum este și în cazul lui Agnes și a lui Hannah Lee. Mă rog, Agnes, nu știu dacă scrie neapărat romans. Nu pot să încadrez în categoria romans cărțile ei, dar sunt ceva pe acolo. Mă rog. Sunt cărți de viață, de lifestyle, de... Nu știu, nu pot să le încadrez. E beletristică, punct. Mai simplu, așa. Dar când vine vorba de Colin Hoover, cred că foarte mulți dintre voi ați auzit de cărțile scrise de ea. Slam, Tu, e ultima, cred, apărută. Mai e Verity, a fost moartea mea în aprilie sau mai când a apărut, efectiv când a apărut am comandat-o instant și am citit-o până la 2 sau 3 dimineața, eu care de obicei la ora aia dorm de mult, sunt dusă în lumea viselor, dar are un stil care nu te lasă să lași cartea din mână și care te face efectiv după să-i citești toate cărțile. Dar credeți-mă că merită, mai ales dacă sunteți fan romansuri sau chiar dacă nu sunteți, poate vă descoperiți latura asta de fani. Și e din nou o autoare pe care vă recomand și care ar trebui să-i dați o șansă. Bun, cam asta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu, în general, nu sunt foarte pricepută în a vorbi despre cărți, nu știu de ce. Îmi place să le citesc, dar mi-e greu ulterior să vorbesc despre ele, pentru că nu știu exact ce ar trebui să spun despre o carte. O să mă mai uit pe la clipurile celor care sunt în domeniu, la Oana Reads, la Adelina. La Adelina de obicei nu sunt niciodată la zi cu clipurile ei, pentru că și-a postează destul de mult sau nu am eu timp mereu să le văd pe toate. Dar o să mă mai uit, o să mai trag așa o ochiadă pe la ele și să văd exact despre ce vorbesc când vorbesc despre o carte, ca să știu și eu ce să vă spun când mai abordăm subiecte legate de cărți. Sper că v-a plăcut acest clip și sper că vă plac clipurile cu cărți, care știu că nu sunt atât de apreciate pe canalul meu, dar mie îmi place să le fac și nu o să mă opresc în a le face doar pentru că nu au targetul ăla de vizualizări pe care îl vrea YouTube-ul. Asta e, sunt conștientă că probabil îmi trag în jos și restul clipurilor, dar nu-mi pasă. Ceea ce fac eu pe YouTube nu fac neapărat pentru vizualizări sau pentru numere, pentru că dacă ar fi așa, m-aș fi lăsat de mult și fac pentru că mi-aduce plăcere, mă relaxează și îmi dă o stare de bine și cred că asta e cel mai important când facem ceva, să, mă rog, când în viață e important să găsim o pasiune care să ne dea energia necesară de a continua lucrurile pe care le avem de făcut în afara ei. Sper că are sens ceea ce spun. Nu uitați că pe mine mă găsiți pe Instagram, pe Stanimid Passion și până data viitoare sper să ne auzim cu bine. Bye!